Astăzi e 27 iulie. Vom ridica amândouă ancore, pentru că avem două ancore, una în Prova și una în Pupa. Așa se ancorează în baia asta din Hivaua. Voi scoate întâi ancora din spate, apoi o scoatem pe cea din față, din Prova. Vom părăsi insula, după cum am spus, și vom merge la o altă insulă, în partea din nord, arhipelagului. Este ora 6 dimineață, 28 iulie. Ne apropiem de insula Uakuka. Am părăsit ieri la ora 4 insula Hivaoa. Am navigat toată noaptea și acum ne apropiem de această a doua insulă pe care vrem să o vizităm din arhipelagul insulelor Marchize. Ancorăm în golful Havei, situat pe partea de sud-vest a insulei Uakuka. Intrarea în golf este mărginită de pereți stâncoși. Merg la mal cu dinghile. Plaja este ușor în pantă. O resacă puternică face dificilă acostarea. Pe plajă se află o casă înconjurată de cocotieri. De multe generații, această casă aparține familiei Lichtle. O parte dintre strămoșii familiei sunt îngropați în apropierea casei, conform tradiției polineziene. Generațiile mai tinere sunt reunite acum la casa strămoșească. Viața polinezienilor este strâns legată de natură. Casa este mai mult un loc de refugiu pe timpul nopții. Majoritatea activităților se desfășoară afară. Sursele de hrană sunt aproape, la îndemână. Peștele din adâncul oceanului, fructele din pomii de lângă casă. Câțiva reprezentanți ai clanului Lichtle se pregătesc să iasă cu barca la pescuit. Femeile și copiii rămân acasă. Sunt destule de făcut. Mai întâi adună crengile uscate, le strâng în grămezi și le dau foc. O plăcută îndeletnicire este culesul fructelor. În această zonă tropicală este o abundență de pomi fructiferi. Pe lângă culturile spontane, localnicii se preocupă să planteze diversi pomi fructiferi specifici zonei. Câteodată este suficient să întinzi mâna ca să ai lămâi sau banane la masă. Copiii își petrec timpul cum pot, fie se joacă, fie au grijă de animăluțele de lângă casă. Înainte de ora mesei, mamele au grijă să spele copiii cu furtunul cu apă dulce. Bărbații se întorc victorioși de la pescuit. Cu mic, cu mare, familia îi întâmpină într-un entuziasm general. Toți dau o mână de ajutor la ridicatul bărcii. Ne vom opri și în Tahiti, unde sperăm să ne reîntâlnim cu Axel Lichtle și cu familia lui.